ma parte de
Brincando gratis por poter mostrar a
tant. Cel puțin în anul se desfășoară. Și a fost prima întâlnire a aleșilor locali care au câștigat postul la alegerile locale din iunie. N-am participat pentru că mi-am dat demisia din funcția de consilier de țară, dar sunt convins că a fost o întâlnire instructivă și unde s-au transmis mesaje și s-au și perceput asemenea mesaje importante pentru etapa următoare. Să țin cont de ce se scrie
să încercăm să demontăm, să argumentăm referire la noi, pentru că și unii și alții ne adresăm unei comunități care și aceste condiții trebuie să fie informate și e mai mult o datorie decât plăcere, mult mai multă datorie. Revenind, îl cunosc pe Dean Vlaicu de când eram președinte al Consiliului Județean. Și îl susțin pentru un post de parlament. E dreptul nostru să am această poziție în cadrul partidului, mai ales că n-am exprimat-o în afară. Stabilit conducerea centrală, vom accepta și vom susține cu toți, pentru că avem o hotărâre la nivel național care care nu au îndeplinit obiectivul pentru alegerile locale și Giurgiu se află în această listă a regretelor. Nominalizările se fac la București, de către conducerea centrală. Așadar, așteptăm să vedem care este lista finală și după care o să ne hămăm la treabă. Speranța că vom obține un post de deputat și un post de senator la care distribuie. Ultimele sondaje, ultimele
tika diferenti pone un și altul este mai mult decât evident că această competiție parlamentară se dă între PNL și PSD ca partide mari. Celelalte care n-au cum să iasă din logica asta a partidelor satelit. Sunt câteva acolo la plus minus 5%. În momentul ăsta este extrem de greu de interpretat și de anticipat. Eu sunt sceptic că prea multe dintre aceste partide și UDMR ale emoții cum n-a că toate aceste partide vor intra în Parlament. Dar o măsură ce ne apropie în data legilor, probabil că vor apărea și sau sperăm că vor apărea și cercetări sociale. Realiste care să releve care este adevăratul adevărata configurație și chestiului politic.
dacă vreți, a calității politicilor care dincolo de ce se spune, ce se crede, câștigă de multe ori mai mult decât își închipuie și ei că pot câștiga. Ca și rezultate electorale și prin urmare deveni cu toții după aceea dar spectatori. Dar și administratorul
sia tuturor celor trei asociații de dezvoltare, fără niciun fel de indemnizație de retribuție, doar un onorific, pentru că sunt complementare, dar mai mult de atât te adresezi aceeași categorii foarte importante, anume primarii din județ. Și dacă nu ești la un primar să vorbești despre o asemenea problemă legată de o asemenea structură, e normal să găsești în același mai eficient, în același timp alocat, posibilitatea să discute despre toate problemele. Dacă vreți tabloul acestor asociații de dezvoltare, ele sunt importante. Două am fost înființate în mandatul meu. Una dintre ele era preluată dinainte de la domnul Boian Ciu, dar are fiecare utilitatea ei, mai mult sau puțin înțeleasă. Despre zona liberă, despre
suficiente despre aceste publicații ca să nu le citesc. Dar și despre zona liberă, dacă vreți, am suficiente informații din trecut care dau posibilitatea, cred eu, sau o părere la fel de clară. Dar, apropo de mai înainte de a discuta totuși despre zona liberă, problem de
facilitățile respective. După aceea a intrat într-un regres. Nu mai spun care au mai fost următorii direcționari. Între Lucian Iliescu și PSD-ul lui Adrian Năstase, condus de Adrian Năstase și la partid și la guvern, a făcut ca printr-o hotărâre de guvern, zona liberă să fie luată municipalității și dată Consiliului Județean. La insistențele lui Marin Cristea, președintele dată Consiliului de Țean condus de PSD și Victor Baianciu în primul său mandat. Era Consiliul de Țean atunci și mi-a aduc aminte încă foarte bine ce s-a aveau acțiune împotriva acțiunilor guvernului, nu știu dacă era activ sau dacă exista Curtea Constituțională, oricum a rămas bătut în cuie. Zonele libere sunt asociate cu orașe, nu cu consiliul de țene sau alte structuri administrative. Și atunci cum
da Genova non sta, diciamo, interessato in principio più notizie in parte animo noi dar evidente che zona liberă până la prezentarea unui studiu foarte elaborat, foarte calificat și semnat de persoane cu vaste al regimului zonelor libere. Deci, până la apariția unui asemenea document care să mă convingă pe mine de argumentele pentru care trebuie să treacă la zonă să creeze alte facilități sau să fie mai convingătoare în atragerea de investiții, asta mă așteptam. Este a doua mare dezamăgire după rezultatul care, repet, au fost confiscate, dar nu mai reiau. A început un mandat, dacă nu s-o ocupă instituții, înseamnă că totul s-a încadrat în limitele legale, deși eu sunt convins că nu e așa. Acum încercăm să dăm posibilitatea unor oameni ales să facă ceea ce știu mai bine. După amărăciunea rezultatului, acesta este al doilea motiv de regret pentru mine, de tristețe, că în loc să vedem două structuri colaborând pentru binele comunității, parcă mult prea repede, Giurgiu este orașul județ.
votate împotriva comunității. Parcă prea repede a apărut această ruptură, această dispută, creanța nu-i văd esența și pe care evident că colaborare ale unor în partea unor oameni care au stat la aceeași masă ani și ani de zile să ajungă și convine parteneriat în esență există între structuri care nu aparțin în același domeniu. Între o structură administrativă și o societate comercială administrativă și o asociație non-guvernamentală. Aici parteneriat între o primărie și un consul de țară mie nu mi se pare cel mai potrivit. De locuri de muncă pentru juvenii care și-au pus speranțele și-au votat cum au votat la legile locale. Sincer spun, încă mi-aș dori să existe
calmare, dacă vreți, a spiritelor și de găsirea unor soluții constructive. Dar adresa asta,
a mai face un pas în favoarea apărătorilor zonei libere. Nu e ce așteptam noi, Giurgiu, venii că facem politică sau nu. Mulțumim că m-ați invitat
care ne urmăresc sau care știu că au loc asemenea emisiuni. Mi-aș dori foarte mult cât mai repede să mă invitați și pe mine dacă Thank you.
trebuia să fie în agenda partidelor. Dar dorința PSD-ului de a lua tot cu orice preț, da? A făcut ca și atunci să fie să fie piatra de
municipalidade até uma semana operada toda. São uma semana na sociedade de subordinação, saúde e direitos, diminuindo com nível formal de organizar de la casa,
al municipal să fie de acord. Benevol să înțeleagă că acest operator trebuie să fie în partea cealaltă. Dar disputa asta iarăși. Plecăm din start. Război, practic. Deocamdată plan juridic. Sper să nu evolueze și în alte direcții. Da? Este o abordare pe care nu mi-o închipuiam că poate să apară pe agenda unor oameni care se pretind interesați de binele comunității. Care
ți-a făcut domnul Gavrilă, n-am făcut-o eu. Și putea fi dat în administrarea societății Eurogrup Tehno din subordinea Consiliului. Să angajeze câteva zeci de juveni și să fie mult mai bine decât a fost. Nu s-a vrut să se deschidă în 2012. Nu s-a vrut să se deschidă nici mai târziu după ce Pentru
cu... Așadar, acum cei care au preluat această responsabilitate trebuie să reușească ei să fie mai buni decât au sperat susținătorii lor și nici domnul Cucu,
va marca, ti valutiamo te rigore.
presă dușmănoasă plătită cu bani mulți ca să scrie de rău. Ca așa se procedează, așa se face politică, peste că tot în România nu doar la Giurgiu. Dar mai trist pentru mine este că nu înțeleg rezultatul acestor alegeri cu bune și rele. Și ca atare am luat o pauză ca să încerc și o să actul politic local, actul administrativ, pentru că trebuie să atât cât mai avem energie și un drag de bună voință, influențăm cumva bunul mesaj al lucrurilor. De la efortul ăsta la mine de a merge la vot, încă întâlnesc oameni care spun nu au fost la vot, că știam că o să iasă într-un care spune ca situația în ansamblu. Deci de la acest gest minimal să mergi să votezi indiferent cu cine. Uite, Liana Ciobanu una dintre persoanele care merită cu prisosință să se ia mult mai multe voturi. Ca să nu fiu opotrivitor să vorbesc de pe PNL, găsesc un alt exemplu din afară. Da? La acest minim efort până la a face politică atât cât pot și cât sunt lăsat și cât sunt încurajat. Că pentru mine contează foarte mult ce recomandări, ce sfaturi, ce opinii primesc pro și contra. De la oamenii pe care îi întâlnesc dincolo de colegii de partid. E obligație. Mergem înainte.
Când să repet, suntem la început de mandat, nu noi, cei de la PNL, nu eu, avem pâinea și cuțitul, dar mi-aș dori foarte mult să avem un mandat și cu foarte multe realizări de 10 ori mai multe decât am putut face eu în mandatul 2008-2012. Asta este singurul element pe care aș mai miza. Comparație între ce a fost între 2008 și 2012 și ce poate fi acum. Și sincer, le urez succes tuturor celor care de care depind asemenea proiecte importante pentru.
vorbească despre domnul de la jurnalul și despre mulți oameni din presă. Asta în condiții în care în anumite momente am o păreri mai bune și mă așteptam să evolueze de altfel. Când a depins de mine, ca să nu mai fac referire neapărat la o perioadă, am ajutat toată presa. Singurul a publicație pe care n-am ajutat-o atunci era o ziare pe era Vlașca, ziar de partid, avea pe fronticipiu. N-avea cum să ajungi tu administrație care normal nu face politică. Care dintre noi
100%, iarăși nu o să avem o părere apropiată de ceea ce ne folosește ca să luăm cele mai bune decizii. Sunt lucruri, dacă vreți, e mult spus. Lucruri care trebuie să sunt îndreptate. Și nu sunt o măsură, evident, decât să-mi pun asemenea întrebări. Probabil cam mulți alții și să aștept să vedem. Oameni cu o altă abordare, cu o altă mentalitate, care nu iau numai decizii bune sau decizii care aș vrea să le ia, dar măcar au o bună intenție și o disponibilitate care nu se poate găsi așa ușor la prea mulți politicieni din trecutul apropiat. Celor care
se abordează rezultate încă nu sunt pe măsura așteptărilor mele. Problema tăierii legale a pădurilor, dar există o preocupare, am citit în presa asta puțină care se străduiește să fie la înălțimea așteptărilor despre o sumedenie de de mar
care evaluează lucrurile într-un anume fel, sunt mai atenți și dacă când ați voie au un bagaj informațional și un nivel de inteligență care le permite să fie mai atenți la detalii, sunt alți oameni care iau ca atare. Există ansamblu poporul român pe care eu nu nici pe departe n-aș avea intenția să o contest, care duce la un rezultat aritmetic. Trebuie să te îndrepti
cel care trage sforurile, da? Are mult mai greu. Totuși, ziceam, vorbeam la început așa de diferența asta de decalajul, nu radical, care există între viața cotidiană și viața
mă rog, chestia asta cu învățământul sunt atât de complex. Mă laud că am avut și eu această măsură în programul meu cu copiii mediul rural în special. Nu neapărat, dar cei mai mulți sunt cantonați acolo. Și
educație și de problemele educației. Și apropo de acest guvern, a decis să acorde de către 200 de lei lunar pentru părinții care își dau copii la after school. Un ajutor. Iarăși. 200 de lei este o sumă de destul de consistentă în condițiile în care de reședință de județ, dar iarăși în pachetul de propunere pe care le gândeam pentru mediul rural, figurează încă unui after school în fiecare comună. Pentru că sunt multe probleme cu copii care n-au condiții să citească, nu mai spun să învețe condiții. Gracias.
mai întâmplă. Ca să avem noi niște minim motive de optimist moderat. Să demonstreze că flagelul care e doctorată a domnului Ponta și că nu ar trebui să se înființeze o comisie doctorală care să dea verdictul pe ce pur și simplu trebuie să meargă la de ceea ce promisese
c'est un analyse. Qualificare le persone non mai bene perché te decrimina. Nam dottorato, tam un masterato in amministrazione. Să
ajunse și regret realmente momentul 2012 când n-am candidat la primărie. Aveam șanse foarte mari să fiu parlamentar și dar niciodată n-am regretat. Chiar cred că nu mi se potrivește și chiar cred că n-am calități. Cum știu că trebuie să fie un deputat, un senator pe măsura așteptărilor. Să faci acolo ca să fie apreciat în ansamblu. Dar îl susțin pe revenind la o întrebare anterioară, îl susțin pe acest dat like pentru că este liberal de zeci de ani. Cred că dinaintea mea e generația lui Dan Motreanu. Și Dan Alexis și mai sunt încă câțiva care este un tip realmente cum din păcate la acest moment în organizația județeană Giurgiu nu există și trebuie să acceptăm. Patriotismul local mi se pare depășit. Noi trebuie să gândim soluții pentru juveni, membri și membri de partid. Nu pentru această pătru de activiști, că vezi, trebuie să promovăm dintre noi, dacă avem. Dacă avea noroc mai mult decât m-am străduit eu să fie sigur lui Constantin Stoienescu, că tot vorbiți de el, el era unul dintre cei mai buni parlamentari pe care putea să-i lanseze Giurgiu. Nici el nu a fost foarte interesat de activitatea de politică, cinste lui, da,
partitului să aibă și calitățile necesare. Și atunci nu văd nicio problemă să apelăm la colegi peneliști din afara juriului, dacă care pot fi utili juriului. Da, domnul Cristian Olaru, cine este? E tot un membru PNL. Bine, el a venit pe fiera fostului Partid Democrat, dar e un tânăr, cred că e mai tânăr ca mine, nu mai știu exact. Pentru care n-am niciun fel de pe cine e cel mai bun pentru da. Până când se va hotărâ pentru nu hotărâm noi. Da. Am exprimat această opinie prima dată că m-ați întrebat și mi se pare normal să sincer, dar nu hotărăsc nici eu și nimeni. Se hotărăște la București pentru județul Giurgiu, care n-au obținut 30%. De ce ne-am supărat? Iar ce se scrie pe presă, sigur. Nu mai spun. Cei de la PSD văd că fac tot felul de întâlniri la nivel național, se întâlnesc la PNL
să trateze categorii sociale, nu de vârstă. Problemele mai mult aici le găsim. Problema pensionării. Se pun în
per intermedio mediatico. È parte importante. Hai să acceptăm că gusturile